uitați camarați, sunt lângă Muzeul Șurțu, chiar lângă Universitatea de Clădire asta, au trăit Eusebiu Camilar, Mihai Petroveanu, Veronica Porumbat, mi se pare că era poetă, Nicolae Steinhardt, pictorul Bucovine și altele de rămâși, George Lovendal, Roaie cu Perciuni, și Steinhardt și Forieterle. Și ăsta tot alogen. Uitați-vă și voi, în Bulicul Târgului, ăștia nu i-a interesat suferința poporului român, al României, e interesat să trăiască ei bine. Uitați-vă, Palatul Șuțu, acolo în față, la 50 de metri, e universitate, aici e Biserica Rusească, Sfântul Biserica Studenților. Uitați-vă aici, uite, acolo e, să vede, e Biserica Colțea, se vede. Salut, salut, salut! Vedeți, așa au trăit băieții ăștia, i-a durut exact la pălărie de România.